femeie asta a primit în plic, ea ești domnișoară sau doamnă, ieși și bag-o pe asta ca să putem să mergem mai departe. Salut la Craiova, Ioan, ești în direct. Să trăiți, în Mereteanu de la Craiova. Foarte bine faci. Aș dori ca pragul pentru partidele politice să crească la 15%. 15%. O formațiune politică nu poate să... Oprește-te-mă cum 15%, înseamnă că rămâne numai PSD-ul pe lumea asta. Nu cum PSD-ul, să spui așa ceva? Tinerii trebuie să iese în stradă să ia împotriva PSD-ului. PSD-ul, dacă... No, stai, bă, că noi nu suntem împotriva PSD-ului. Eu cel puțin nu sunt, că n-am de ce. PSD-ul, dar nu poți. Oprește-te că mergi pe un drum greșit. Când ai spus treaba asta, ai distrus țara. Dragnea și Tudose, în calitate de conducători ai PSD-ului, așa, trebuie, în momentul în care va lua deciziile acestea cu DMR-ul, Laura Cotuța Căveși, să-i interceteze dosar penal pentru subminarea statului român. Da, bine, Ioane, mersi, m-ai pierdut, m-ai adormit, m-ai pierdut și ai spus și un lucru care... Bravo, Costel, l-ai corectat. Păi, cum se face? Asta e ai spus un lucru care este aberant. Păi dacă se ridică pragul electoral la 15%, în afară de PSD și eventual liberalii, nu mai e nimeni în politica românească. În formula actuală? Am spus eventual. Eventual, așa. Da, bine. După publicitate o să-l sunăm pe domnul deputat de Alba, Florin Roman, unul dintre oamenii care cunosc cu subiect și predicat situația creată în Parlament. Dar înainte de publicitate te întreb pe tine, bă, cum ți se pare că nici nu știu dacă e nemernicie, dacă e trădare, dacă este dacă e șantaj. Disperare. Ce este disperare, mă, băiete? Bă, oameni buni, PSD-știi au votat în Parlamentul României scăderea pragului de la 20% pentru limba, a doua limbă oficială, atenție, de la 20%, cum e acum, la 10%. Asta înseamnă că în 400 de localități, comune și orașe în România, inclusiv în București, e posibil ca Bucureștiul, în administrația doamnei Firea, să fie bilingvă, română și maghiară. Păi sunt foarte puțin. Am o rugăminte în timpul pauzei. Dacă vreți, dacă vă iubiți, cum să zic, destinul și dacă vă iubiți ținuta morală, deschideți, dacă aveți în casă, Constituția României. Dacă nu, o să vă arăt eu după publicitate, articolul 13 din Constituție. Luăm publicitate acum? Da. Deci, cine are în casă, facem un test. Deschideți Constituția României sau pe net. Bravo, pe internet. Articolul 13, bă, poate greșesc, poate mă lasă memoria, dar cred că articolul 13 e. Articolul 13 din Constituția României. Cine nu-l are, după două minute de publicitate, îl prezentăm și îl comentăm cu dumneavoastră și cu Costel Caraș. Ne-am întors, oameni buni, în platou, alături de mine Costel Caraș și, mai important, alături de noi doi, toată suflarea celor care privesc B1 TV. V-am promis, oameni buni, că din articolul 13 al Constituției României, cine a avut internet, cine a avut alea, s-a uitat, iată ce scrie în articolul 13, paragrafele de... Articolul 12 este legat de drapelul României. Este tricolorul, culorile sunt așezate vertical, în ordinea începând de la lanț albastru, galben, roșu, ziua națională a României 1 decembrie. Spun asta că mi-e drag și mie să mai citesc și eu pentru cine nu știe. Imnul național este Deșteaptă-te Române, stema țării și sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice. Articolul 13, în România limba oficială este limba română. Vă rog frumos, uitați-vă. În România, limba oficială este limba română, punct. Este făcut cu chenar roșu ca să sară în ochi și celor care nu văd. Îl mai las așa un pic pe ecran ca să înțeleagă toată suflarea țării astea. Că e român de origine turcotătară, că e român de origine evrească, că este român de origine maghiară, de origine lipovinană, de orice. Băi, fraților, în Constituție, dacă acea hârtie, dacă acea cărțulică mai are vreo valoare în țara asta, scrie negru pe alb. În România limba oficială este limba română. Nu există a doua limbă, a treia limbă, a patra limbă oficială. O singură limbă oficială. Bă, ori modificăm Constituția, asta îi spun lui Kelemen Hunor, prietene, ori modificăm această Constituție în care scrie că limba oficială e română, ori o aruncăm pe Constituție, spunem, bă, ne jucăm fără regulament. Jucăm fotbal cu ce? Dăm gol cu ce vrem, cu mâna, cu vecinii,
cu rudele. Nu mai ținem cont de nicio regulă. Dăm afară arbitrii și jucăm cum vrem noi, domnul Hunor. Eu știu că ți-a fost făcut cadou limba oficială a doua în diverse localități, dacă au 20%, dar în Constituție, domnul Kelemen, nu scrie așa ceva. Nu scrie. În Constituția României nu scrie că a doua limbă oficială există în România. Dar cel puțin așa văd eu. Poate văd greșit, poate sunt eu, cum se cheamă, prea tipicar. Poate cred eu ca prostul Tudor Barbu, l-am spunea Costel că și el crede, poate credem că mai are valoare Constituția României în România. Da, Costele, zi. Eu cred că aceste cadouri pe care le-a primit UDMR-ul sunt, din punctul de vedere al Constituției, care este legea supremă în România, ilegale. Deci nu poți să spui... Scrie clar, scrie foarte clar. Bun. Și eu cred că... Băi, poporul ăsta, Costele, a închis ochii. Ca să se închidă subiectul, Curtea Constituțională ar trebui să spună... Bine, mă, nu, că suntem noi mai drăguți, da, și mai... Mă rog. Bă, suntem o nație atât de bună încât uneori ne-am luat de prost. Ne lăudăm cu clemența noastră, am tăcut toți, toată nația asta a tăcut în momentul în care în Parlament s-a votat că acolo unde trăiesc 20% maghiari, mai mult de 20%, mă, a doua limbă oficială... Păi este ca și cum îți bași ceva în casa iurea care am fost de acord toți. S-a tăcut. În România n-a declarat-o nimeni neconstituțional. Ok, mergem acum, așa. Acum văzând nu cu 20, cine... 10. Au văzut cu cine au de-a face, mă. Au văzut cu cine e la conducerea țării. Au văzut că liberalii sunt aproape inexistenți. Au văzut că ea de la Salvați România își se zvârcolesc în Parlament. Nu fac... Eu n-am văzut pe niciunul de la Nicușor Dan sau de la aia să-și rupă cămașa. Acum când au votat ăștia, unde-i Băsescu? Vreau să-l văd pe Băsescu, că-și rupe cămașa după el, că ăștia, ți-au ce-am de când s-a dus, băi, Alex, ia căută-l pe Băsescu când spunea, chiar ia căută-l pe Băsescu când spunea că drepturile din Teleorman și din, nu mai știu unde dădea exemplu, vor fi și drepturile din Covazna și Harghita. Căută-l pe Băsescu. Așa spunea, mă, prietenul meu Traian Băsescu, domne, drepturile pe care le aveți în Covazna și Harghita vor fi și în Teleorman. Păi în Teleorman nu e ca în Harghita și Covazna. Nu sunt prigoniți minoritarii, români adică. Și nu e limba oficială a doua, o limbă pe care Constituția nu o prevede, Costel. Da, este indiscutabil articolul 13, pentru că în orice țară din lume te duci, ca să obții cetățenie, trebuie să știi limba statului. Asta e probă. Ca să primești cetățenia, trebuie să cunoști limba. Ori noi avem enorm de mulți cetățeni români de etnie maghiară, să mă spun eu, maghiară. Așa, care nu știu limba. Deci este ca nu ca în perete. Așa, mergem în Sfântul Gheorghe la Radu. Salut, Radule! Să treci. Domnul Barbu, legat de emisiunea noastră, de subiectul emisiunii, ce să zic, problema e statul. Statul e un stat slab și oricine face ce vrea cu statul ăsta. Dar eu am o soluție pe care va include inclusiv pe dumneavoastră. Și mai toți jurnaliștii de seamă din țară. Și nu numai pe dumneavoastră. Aici includem și sportivii de performanță, toți medaliații cu aur. Ăștia reprezintă societatea civilă, adevărata societate civilă. Oamenii care au făcut ceva, care au ridicat rapelul țării. Persoane publice... Radule, care e propunerea concret? Propunerea concret este următoarea. Deci vă rog să mă ascultați. Eu vroiam de mult să lansez pe internet o chestie, o idee de genul ăsta. Există o soluție concretă. Zi-o dată. E simplă. Putem schimba fața țării. Deci, este nevoie de un partid nou. Păi fă un partid tu, Radule. Nu pot eu să-l fac, pentru că nu am pregătirea. Dar cine vrei să-l facă? Cine să-l facă partidul ăla nou-nouț? Ăștia de care v-am spus eu, jurnaliștii, să se unească între ei. Păi jurnaliștii, o mare parte dintre ei, știu. Păi și dacă știi atunci despre ce vorbim? Păi nu, dar eu am o idee. Deci vorbeam și de persoanele importante, de sportivi, de artiști, S-au făcut partide noi. Sunt unul dintre cei care am contribuit acum ceva ani la crearea unui partid nou numit Partidul Poporului. Alții l-au transformat în Partidul Poporului Dan Diaconescu
a încăput pe mâna unor interlopi, a intervenit foarte grav, ascultă-mă, că acum îți spun lucruri extrem de importante, a intervenit foarte grav o parte dintre serviciile de secrete române, au penetrat partidul, au profitat că o grămadă de interlopi gravitau în jurul lui și l-au făcut praf. Costel Caraș, dă pe general, o secundă, Costel Caraș, aici de față oameni buni, a făcut un partid, se numea Partidul Popular. A adunat lângă el o grămadă de fermieri, nu puțin și în momente în care agricultura României era pe tobogan. Nu mai faci nicio corecție la cameră, lasă că dăm de aici. Nu, ce s-a ales, mă, de partidul tău? Praful. Ascultați-mă. Mă auzi, bă, ce spun? Te ascultăm, dar este... viața ne-a demonstrat că... Ascultați-mă un pic, nu, da, deci... Da, te ascultăm, zi. Deci, dumneavoastră l-ați făcut pe cont propriu. Eu propun să facem un comitet național format din toți sportivi ăștia importanți, din toate persoane, din artiști, să se facă un comitet, o chestie, un juriu. Și sunt oameni în țara asta care nu s-au băgat în politică, că n-au vrut să intre în jegul ăsta politic. Și ar vrea să facă politică. Păi, te ascultăm, jegul există tocmai că oamenii nu vor să se bage în jeg. În jeg trebuie să intri și să faci curățenie. Nu stăm la balcoane, în România, la balcon așa și ne uităm cum unii își bat joc de țară cu de la 20 la 10%. Am făcut țara vraiște. Bă, țara asta a fost singura țară după pământ care și-a plătit integral datoriile. Singura. Bă, și-a făcut rău. Nu a făcut rău, a dat un exemplu. A făcut foarte rău la român. Bă, ascultă-mă pe mine. Până la un pușcat, rău, pentru că și-a plătit datoriile la un pușcat. Păi, bă, lasă că l-a plătit împreună, de la Scornicești și Ceaușescu banii. Au muncit oamenii. Noi ne-am chinuit în anii 80 să plătim datoriile în frig, în foame, în calvarul pe care l-au produs comuniștii ca să plătim datoriile. Iar faptul că am reușit să le plătim a fost un semnal de alarmă atât de mare încât s-au suit cu genunchi pe cap. Da, corect. Dar poporul român a făcut o demonstrație unică în lume. Că se poate și așa. Da. Ceea ce restul popoarelor spun nu. Datoria trebuie să fie cât mai mare. Da, zi, Răducu. Apropo, Radule, facem un partid, cum ai zis, să facem partidul cum? Nu contează cum se cheamă. Cum îl facem, zi. Deci, pornind de la o idee, domnule. De la ideea mea. Bine, domnule, de la ideea ta, dar cine face partidul? Nu, ideea e bună. Că pe persoană partidul fizică ai zis că nu e bun. Deci cei mai importanți oameni din televiziune, jurnaliști, cei mai de seamă. Nu, ești rău intenționat. Tu n-auzi că ei, majoritatea în presă, sunt deja arondați, mă, prietene, sunt arondați politic, sunt arondați la servicii, adică sunt arondați pe bani, majoritatea sau mulți dintre ei. Domnul Barbu, știu. Păi și atunci cu cine? De unde știi tu? Vă spun eu, dacă eu știu, deci trebuie lansată ideea asta națională, o idee. Bă, Radule, tu ai fost membru în grup partid politic? Nu. Am fost în partidul lui Becali, dar doar cu carnet. În partidul lui Becali. Păi era partid nou înființat, de ce s-a ales praful de el? Nu știu, că eu nu mă interesa, pe vremea nu mă interesa politica, nu. A, te-ai înscris în partid fără să te intereseze politica. Bine, mersi mult, Răducu, mersi mult. Ok, am înțeles, emisiunea e liberă, fiecare spune ce vrea, dar poți să spui ce vrei în momentul în care ceea ce spui face sens. Ce spune omul ăsta e corect. România are nevoie de o clasă politică cu patriotism, cu dedicare, cu iubire de neam și țară și nouă. Pentru că ăștia care acum sunt în clasa politică, majoritatea dintre ei sunt vai steaua lor. Sunt în slujba altora, sunt năimiți, sunt proști, sunt curve, mulți, nu toți, mulți. Dar repet, dacă partidele de care este nevoie trebuie să existe, nu le poate face B1, Antena 3 sau Televiziunea Română, nu. Le face poporul român într-un fel sau altul, nu știu cum, pentru că altfel, dacă așteptăm de la ăștia, s-a terminat. Da, Costele, zi. Văd niște imagini foarte frumoase, într-o clădire extraordinară, dar tu crezi că Orban, ceea ce face el, e piesa de mare rezistență în Europa a lui Putin? Ceea ce face el este în folosul poporului ungar? Eu spun că nu. Mulți spun, băi, e bărbat, are sânge în instalație, se luptă pentru poporul lui. Nu. Ceea ce face este o mare prostie. Când nu va mai avea unde să întoarcă... Nu e chiar așa, pentru că Ungaria, de pe vremea lui Bela, acum până azi, tot a fost cu întorsul cu rușii, crede-mă. Și sunt decenii multe de atunci. Da, mergem la Gheorghe, salute, ești în direct, Gheorghiță. Bună seara, domnul Barbu. Cum se vede la voi în Maramu? Domnul și domnului Caraș, care este un adevărat
care este un adevărat român, un țăran, domne, care își lucră pământul românesc, domne. Dar chiar ai dreptate, e chiar un țăran autentic care... Bravo, bravo. Domn, domne. Domnul Barbu, în 1970 m-am băgat ucenic la cooperație. Am fost singurul român între 14 unguri. M-auziți? Da, te ascultăm cu drag, Gheorghe. Fii atent ce propunere îți fac, Gheorghiță. Mă asculți? Da. Stai pe banii tăi un minut, două, trei minute stai la telefon pe banii tăi? Stau! Hai, stai la telefon trei minute, iau repede publicitatea pe care trebuie să o luăm la ora asta și revenim în Maramu cu Gheorghe la telefon, imediat. Ne-am întors în platou, o ediție specială, sfârșit de săptămână, vineri seara la București. Avem imagini de acum 48 de ore de la Târgu Mureș. Așa arăta meetingul, protestul pe care cei din Târgu Mureș l-au organizat pentru că a fost anulat documentul de înființare a unui liceu romano-catolic în Târgu Mureș. Imaginile acestea arată un lucru corect făcut, un meeting de protest față de desființarea unui liceu care nu exista în Târgu Mureș de ieri de azi. Nu. Învățământul romano-catolic, într-o zonă în care sunt foarte, foarte mulți credincioși romano-catolici, era justificat să existe acest liceu. Faptul că el a fost înființat în 2014 printr-un act ilegal la nivelul autorităților locale, așa spune DNA-ul, nu știu dacă eu nu sunt judecător și nici procuror, dar repet, aici, în acest oraș, România a mai cunoscut un moment dramatic. Nu vreau să dăm imagini, ne-am sfătuit înainte de emisiune, dar vreau să-i cinstesc faptele și viața lui Mihăilă Cofariu și vreau să amintesc celor care se prefac că au uitat că în martie 90, aici, în aceste locuri, românii și ungurii erau împinși de agenturi și de interese străine sau mârșav românești să se bată ca chiorii unii cu alții pentru că nimic. Pentru absolut nimic. Pentru că așa vroiau cei care doreau România ruptă în bucăți. Mi-asum fiecare silabă. În martie 90 România se dorea a fi ruptă în bucăți. Planurile și ale Moscovei, ale Uniunii Sovietice, atenție, vorbim de Uniunea Sovietice, nici măcar Comunitatea Statelor Independente nu se născuse atunci. Era pe bune și pe bune Gorbaciov și URSS-ul. Erau la cârma Estului și doreau ca țărișoara asta să dispară de pe hartă. Moldova Mare să fie Moldova Mare, adică RSS Moldova, Republica Socialistă Sovietică Moldova, să se unească cu Iașu și cu Vasluiu și cu Hușu, să facă Moldova Mare. Tot ce-i dincolo de munți, inclusiv Târgu Mureșu, ori independent pe model Kosovo, ori alături de marea prietenă Republica Ungară, iar țărișoara de dincoace între Dunăre și munți să rămână România. Asta s-a dorit. Nu spun că Târgu Mureșu ar fi un epicentru al antiromânismului, nici pe departe. Sunt oameni minunați, minunați. Dar dacă niște impotenți politic vorbind și administrativ au condus la ieșirea unor familii romano-catolice în stradă doar pentru că sunt cretini și fac jocurile, inconștient fac jocurile unor cercuri de interese oculte, trebuie rezolvată repede situația. Repede. Da, Costel? Am și eu o întrebare pentru tine aici. Dacă lucrurile ale scala... Da, iartă-mă! Gheorghe, știu că ești la telefon, mai stai 10 secunde, tată. Mai stai un pic. Zi. Da, hai să-l ascultăm. Da, Gheorghe, zi. Acum vorbim cu tine. Alo? Da. Zi, Gheorghiță, iartă-ne că am stat de vorbă. Nu face nimic, domn Barbu. Merită emisiunea, ca să aștept. Ia zi. Încă o dată, bună seara dumneavoastră, respectul pentru dumneavoastră, pentru emisiune și pentru domnul Caraș, care am spus, este un adevărat român și țăran, domne, care își muncește pământul, domne. V-am spus la început, deci în 70 am intrat ca ucenic la o cooperație. În 70, țineți minte. Da. Între 14 unguri, am fost cel mai respectat, eu ca român, între 14 unguri în cooperație. Știți care a fost norocul meu, că am ajuns în ziua de astăzi să fiu și la pensie. Norocul a fost că președintele NAPU a cooperației, președintele NAPU Dragnea, vicepreședinte,
ăsta Kelemen, vicepreședinte Belo, prim-secretar Dragnea și viceprim-secretar ăsta Tăricianu. Ăsta a fost norocul nostru, că altfel ajungeam ca și în ziua de astăzi. Cum ți se pare, Gheorghiță, cum ți se pare ție situația de la Târgu Mureș? Păi cine o face, domnul Barbu? Nu cine știu, tu să-mi spui, oamenii, nu eu. Oamenii, vă spun la noi, eu cel mai bun prieten sunt maghiarii, domne, la noi. Suntem aici, domne, prieteni cu maghiarii, domne, maghiarii cu români, românii cu maghiarii. La noi acum... nu sunt de ăștia ca Marco Bela și ca unor în că ar fi aruncat afară din comunitate, domne, să facă așa ceva. Gheorghe, o clipă te întrerup pentru că vreau să confirm ce ai spus. Eu am fost anul trecut în greva foamei vreo 7 zile pentru un drept important al fermierilor, subvențiile. Ai fost sub geamul lui Cioloș și în greva foamei. Exact. Lângă mine și am fost ca frații, a fost un ungur din Harghita. Fermier, ca și mine, crescător de vaci, da. Vreau să spun că am descoperit prin el și e mesajul pentru voi, românii de naționalitate unguri. Noi ținem la voi pentru felul în care faceți lucrurile, pentru felul în care vă dezvoltați familiile, gospodăriile și nu numai, pentru felul în care iubiți și faceți tot ceea ce faceți. Și confirm ce spune Gheorghe. Este numai o clică de nemernici care întărâtă, exact, care bagă șopârle, care trag tot felul de pârghii ca să aibă în continuare puterea. Nu are nicio legătură situația cu cele două entități, românii și românii maghiari. Ca să fie foarte clar. Am o întrebare, domnul Barbu, vă rog frumos. Da. Am o întrebare, domnul Barbu. Am spus da, te ascult. Vă rog frumos, nu înțeleg, pe cuvânt de onoare, nu înțeleg. Astea 400 de localități, dacă 10% o aproba Dragnea și cu Tăricianu, ce înseamnă limba oficială? Adică ce se va întâmpla? Nu e aprobat încă, ba, omule. Dar, prietene, e votat în Parlament și merge la plen. Au votat la nivelul comisiei. Nu, mă, lasă, la comisie doar tu știi să votează. Eu crede-mă pe mine că va fi da. Da, pentru că ăștia au majoritatea ușor. Crede-mă pe mine că PSD și ăștia lui Tăricianu vor vota... Că e și UDMR-ul care votează. Bineînțeles că UDMR-ul cu ei la guvernare. Gheorghe, spune-o ce se va întâmpla. Ce înseamnă limba oficială maghiară în localități... Atenție, a doua limbă oficială acolo unde sunt 10% sau mai mult maghiari înseamnă așa. Toate actele Consiliului Local, toate actele autorităților oficiale ale comunei, orașului, municipiului, da, vor fi bilingve. Toate străduțele vor fi scrise bilingv, toate indicatoarele rutiere vor fi bilingv. Mai înțeles? Într-o localitate în care sunt 10% unguri. Întrebare, Gheorghe, pentru tine care trăiești în Maramureș. Ce facem cu localitățile unde sunt 10% țigani? Ei au dreptul, romii, să scriem în limba romanes, care este o limbă frumoasă. Țiganii au o limbă superbă, o limbă cu influențe indo-asiatice. În localitățile unde avem țigani, 10% sau mai mult, și sunt, slavă Domnului, foarte multe localități, de ce nu scriem în țigănește? Îți spun eu, pentru că minoritatea țigănească a fost prostită timp de 27 de ani, a fost chinuită și folosită electoral, dar sunt și ei cu sutele de mii. Sute de mii? Că-s milioane. Păi, oficial sunt vreo până într-un milion, oficial. Dar eu îți spun că sunt localități în care țiganii reprezintă mai mult de 10, 15, 20% și n-am văzut o tăbliță scrisă în țigănește și n-am văzut un act scris în limba romanes. Asta e țară, vă întreb. De ce la unguri să le dai voie ca dacă sunt 10% într-o localitate, actele oficiale ale localității să fie în limba română, care în Constituție este singura limbă oficială, și limba țigănească să nu fie, deși sunt mai mult de 10% țigani în localitățile astea? Răspunde-mi tu, Gheorghe. Ce să răspund, domn Barbu? Domn Barbu, eu dacă fac tipii, fac la ucraineni. Atâta de aproape zic la nici. Deci capătul lumii, cum s-ar spune. Toată speranța în București, în domnul, că acolo sunt oamenii deștepți. Dacă e speranța în politicienii... Ați aranjat-o, bine. Dacă ai pus speranța în politicienii de la București, vorba lui Costel Caraș, ați aranjat-o. Nu politicieni, oameni! Nu păi oamenii de la București, Gheorghe, oamenii de la București, ce să facă, mă, băiete? Ca nu știu ce a făcut și domnul Caraș cândva. Păi, omule, cândva,
Asta mă îngrijorează pe mine. Caraș, dacă vrea să mai facă un meeting astăzi, n-are cu cine. Eu nu știu, parcă e un duh în țara asta, parcă ne prostește cineva. De deasupra, așa, chiar nu înțelegem că foarte mulți își doresc să rupă țara. Și întreb dacă se va întâmpla un scenariu din ăsta să mai ridică de-al de mine, de-al de tine și tineri ca să apere ceea ce alții au câștigat mămăliga, cu sânge. Mămăliga, domnul! Cum? Mămăliga, domnul Caraș, mămăliga, eu așa sper, mămăliga. Mergem în Bihor, mersi Gheorghe, bună seara. Salut, Mihai. Alo? Mihai, mai ești la telefon? Ăsta iarăși este un subiect care ar trebui... Băi, o secundă, dacă Mihai de la Bihor e pe telefon, bine, dacă nu, luăm altă legătură telefonică. Zi, Costel. Eu cred că ar trebui lămurită și treaba asta. Care? Românii își mai doresc unitatea națională sau nu? Din moment Băi, ce... Băi, nici nu știu, săracii, majoritatea, nici nu știu ce e aia, mă. Hai mă, vezi de treaba ta, oricine știe despre nu știe, treaba mă, asta. Nu știe, mă, i-andobitor. Băi, crede-mă, Costele, ce-ți spun. Bă, atâta vreme cât tu ai luat aproape 50% voturi și tu vii cu astfel de propuneri în România la ora asta când Comuniunea asta europeană nu face altceva decât diluează, s-au dus granițele, s-a dus orice. Tu în loc să găsești metode să ții nația unită, să rămânem popor în România, tu lași liber, vraiște, cobori de la 20 la 10%, vorba ta. O să mergem pe o stradă, scrie în... Nu, stai un pic. Dar mă, n-auzi în București. Sunt foarte multe date care arată că dacă legea va trece în forma în care acum... Și aici va fi la fel. Și eu am impresia că ungurii au aceste date. Adică le au făcute, că ei știu cât sunt în București. Da. Adi, salut, ești în direct. Bună seara. Bună seara. Ce aș vrea să vă spun? Deci legat de unguri și de țigani. E vorba de punctul de votul care îți dă UDMR-ul și nu-l dau țigani. Scuz. Păi stai mă puțin, stai un pic. Ioane, stai o secundă. Mult mai mult decât noi. Cum? Adi, iartă-mă, Adi. Da, da. Explică-mi și mie. Dacă tot facem limbă oficială, a doua limbă, în fiind criteriu numărul de locuitori, dacă ai 10% bași limba... Sunt de acord cu dumneavoastră, dați-mi voie să vă spun punctual. Câți reprezentanți are... etnia romă în Parlament față de UDMR. Unul singur. Ca număr. Unul singur are. Unul. Și UDMR-ul cât are? Un partid întreg. Un partid cu 25... Păi stai mă puțin că nu înțelegi, tu facem legile după cât sunt în Parlament? Păi acolo este susținerea politică. Nu. Legea nu poate fi... Băi, prieten drag, nu poți face o lege pentru unguri că au mai mulți parlamentari, da, și pentru țigani că au un singur parlamentar, nu. Când ai spus 10% locuitori etnici din maghiari, ruși... Cu dumneavoastră, deci cum nu se poate, când să și face? Deci asta este o țară total atipică, a luat-o la vare total. Adică cum? Putea să scoată o lege exact cum spui tu. Etniile care au mai mult de în localitățile XY sau, mă rog, care depășesc procentul, au dreptul la limba oficială. Legea așa va fi. Eu te întreb pe tine. Dom'le, n-auzi că așa va fi legea, nu spune doar pentru unguri. Dar eu te întreb pe tine, sau pe Caraș, sau pe cine e la televizor acum, că sunt sute de mii de oameni care se uită la televizor. Ați văzut vreo localitate în România unde scrie pe eticheta la intrare localitatea... Săcele și jos să scrie în țigănește? Nu! Nu. Deși sunt sute de localități unde etnia romă are mai este mult... Așa, aici e și vina lor, că nu se organizează... Păi dar stai mă puțin, legea nu e pe noi a lor, mă, primarul trebuie să scrie. Nu țiganul. Acolo nu se duce ungurul să scrie în Harghita la intrare în oraș. Da, mod normal, dacă primăria e legea orașului, primarul zice, trebuie bă, să... Câți unguri am eu în Odorheiu secuiesc? Am pus plăcuța. Atunci scriu și în ungurește. În Sibiu, corect. În Sibiu scrie Hermannstadt, da, de ce? Pentru că sunt nemți foarte mulți. Și vă spun un singur lucru, da? Pentru cei de etnie maghiară, da? Lucru că nu știu limba română ca să se angajeze în anumite companii sau în anumite locuri de muncă, este un mare handicap, fiindcă sunt ținuți ca să stea la ei acasă și să fie sclav. Dar tu știi sau crezi că sunt mii de oameni care au luat bacalaureatul în România, cetățeni români de origine maghiară care nu vorbesc deloc românește, știi? Da, spre ghinionul meu am o nepoată care face o facultate la Mureș
și n-a luat un examen din cauza limbii române. Eu am stat de vorbă... Deci nu cunoaște limba română. Stai puțin, dacă nu cunoaște limba română, cum a luat bacalaureatul? Păi dacă are dreptul să-l dea limba maternă? Vorbești la prostii. La liceu, nu la facultate. Dragul meu, și tu și Costel Caraș vorbiți prostii pe post. Nu poți lua bacalaureatul în România pentru că româna și matematica sunt obligatorii, dragul meu. Deci, să mă înțelegeți un româna lucru. Și la matematica, limba a doua maternă, e opțională, domnul. La facultate... Da? Deci la facultate, da? Toate cuvintele tehnice trebuia să le știe și pe limba română, ceea ce este mult mai...